Da, deci am fost la cumpărături la Auchan și când se intru acolo, pe la intrarea de jos din parcare la Auchan, era o fetiță acolo, cerșitoare, stătea la intrare și am vrut să întreb dacă să iau ceva, nu a zis nimic, am zis că îi cumpăr ceva când ies, că mi-am cumpărat și eu niște forneti și mi-am luat mie o pungă de forneti și i-am luat și ei unul cu ficățele sau cu ce am cumpărat și o ciocolată din Auchan. Na, când am ieșit nu mai era acolo, o plecat. Aparent i-o alungat aia de la pas de acolo să nu mai stea la intrare și am dat de ea și de maică-sa când am plecat, când eram cu motorul, plecam spre ieșire din parcare și am dat de ei mai încolo pe drum și le-am dat ciocolata și fornetiu. Le-am mai dat și 5 lei la doamna aia, la țigan cerșetoare. Și mi-a dat o lingură, s-a oferit să-mi dea și mie o lingură, păi. Am zis, am luat-o, ce să fac acum? Și, na. În fine, deci, am plătit factura la telefon, am schimbat 40 de lire, făcut cumpărăturile. Afară este o zi minunată de toamnă. Acum trebuie să mai stau până la 7, după ce iasă la 5 sau la 6, când iasă Huba, mecanicul meu de la servici și merge la garaj să mă văd cu el, să-i duc, să mă duc cu motorul să desfacă carenele alea, să-i le duc după aia la 8, 8 jumate mă văd cu unul Antonio care a zis că mi le repară și le duc la el, după care mă duc până la mall, îmi iau cartofestul de luni, bine acum bag fornetti, da. Până în diseară, pe la 9 jumate, 10, mi se face iară foame. O să bag cartofestul și mă duc pe la mall să o salut și pe Andreea. Andreea, plasătoarea de la Iulius, bună mea prietenă. Că, bă, aseară n-am mai fost. Aseară lucra era pe închidere, dar am vorbit cu ea. Dar n-am apucat să mai ajung, că am fost... Adică am primit notificarea că, na, s-a schimbat ora și... A început asta mai repede, live stream-ul de duminică, care îl începe de la 10 seara, l-a început la 9, că în America nu s-a schimbat încă ora și am fugit înapoi acasă să mă uit, n-am mai mers pe la mall să... Aseara am fost acum, am vorbit cu Andreea mai devreme, au zis că și astăzi lucrează seara, pe închidere, așa că trec pe acolo să o salut, că n-am mai văzut-o de mult. Poate mergem și la un film mâine, da, nu știu, nu cred, vedem.